Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Legea porcului a primit raport favorabil cu unanimitate de voturi din partea Comisiei de Agricultură, urmând să intre la votul final din plenul Camerei Deputaților. Acest proiect de lege a fost depus în primăvara anului 2021, în momentul în care se pregătea o ordonanță de urgență care limita numărul de porci, respectiv creșterea porcilor în gospodăriile populației în fermele familiale la 5 și nici nu permitea valorificarea acestor suine. Printre principalele modificări aduse de Comisia de Specialitate la Legea Porcului se numără eliminarea limitei numărului de porci care pot fi crescuți într-o gospodărie, dar și introducerea unor sancțiuni draconice pentru cei care transportă ilegal animale, mergând chiar până la confiscarea vehiculului, a declarat Concei Ciaba, membru al Comisiei de Agricultură, unul dintre inițiatorii proiectului de lege privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România. În proiectul legii mai există impuse niște reguli elementare de securitate în funcție de mărimea fermei și sunt reglementări draconice pentru transportatorii ilegali de animale, mai ales transportatorii de porcine pe teritoriul țării. Transportul și comerțul ilegal cu porcine este vectorul principal de propagare a pestei porcine africane. În aceste condiții, noua lege permite organelor de ordine ca să aplice sancțiuni draconice care pot merge chiar până la confiscarea autovehiculului utilizat la transportul suinelor. Proiectul de lege, care a fost adoptat de Senat, urmează să fie votat într-o ședință ulterioară de plen, Camera Deputaților fiind foarte decizional în acest caz. Un litru de lapte se vinde sub 2 lei la poarta fermei și cu 9 lei în magazin. În plus, în România, laptele este cu 30% mai scump la raft decât în multe țări din Europa. Crescătorii de vaci arată cu degetul către supermarketuri și le acuză de lăcomie. Prezent la o conferință organizată de publicația de profil Meat Milk, fermierul Claudiu Davițoiu a stat de vorbă cu colega mea Rona David despre situația dificilă a crescătorilor de vaci din România și despre pierderile pe care aceștia le au, mai ales în acest an. Suntem într-o situație deosebit de grea în perioada asta. A scăzut prețul la poarta fermei. Poate față de noiembrie și decembrie a scăzut aproape la jumătate. Cât un leu 80? Un leu 80, 2 lei. La unii, cei care sunt mici, a scăzut prețul și mai mult. Îl costă transportul mai mult. Și circul și eu, mă duc și eu pe magazine, ca orice cetățean cumpăr. La raft, prețul n-a scăzut deloc și eu mă gândesc de ce scade prețul la noi la poarta fermei, care suntem cei mai chinuiți și producem laptele, iar la mari retaileri nu scade prețul. De ce credeți? Păi, asta se întâmplă mereu. Dacă au prins un preț și au un profit mare, bineînțeles că vor să țină profitul ăla. Așa. Nu interesează pe ei că noi ușor, ușor o să dispărem. Laptele o să ajungă un lux. V-am spus, a scăzut efectivele de dacă la mine de la 1500 am ajuns la 800 de capete. La cei mici a scăzut și mai mult. Am ajuns, avem pe țară vreo 700.000 de capete, de la 7 milioane cât aveam. Din ce în ce, laptele o să fie un produs de lux. Și mai vorbeați despre prețul cerealelor. Păi, asta e o pierdere la noi. Noi întotdeauna cei care avem animale și avem ferme de vaci, toamna nu ne-am vândut produsele, le-am ținut în stoc. Asta toamnă, dacă le vindeam, le vindeam cu 1,50 lei, 1,60 lei. Acum toată lumea ne judecă că a scăzut prețul la cereale. Într-adevăr, a scăzut prețul la cereale, dar eu nu mai cumpăr cereale acum, că le-am avut în stoc și îmi calculez prețul de cost tot la ce am avut. De ce le-ați ținut? Pentru că conform anilor trecuți. Le-am ținut de frică, ca să nu rămân cu animalele fără mâncare. Voi, nu vă dați seama ce înseamnă să ai o fermă de animale și să n-ai mâncare. Vorbim deja de câteva luni de zile de criza din sectorul laptelui din România, criză care îi afectează mai ales pe fermierii și pe procesatorii din acest sector. Guvernanții noștri nu au găsit nici până în ziua de azi soluțiile concrete pentru susținerea reală a industriei de lactate. Pe de altă parte, multe țări europene au profitat de situația pe care Bucureștiul nu o gestionează și au mărit exporturile de lactate în piața din România. Fenomenul a fost explicat de Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, la Agro TV, în emisiunea Agricultura la Raport. În vară spuneam că prețul începuse să crească la poarta fermei.
Atât de mult încât micii procesatori nu prea își mai permiteau să-l cumpere, pentru că produsele deveneau nerentabile la raft, puterea de cumpărare era scăzută și eu niciodată nu am zis fermierul poate să vândă cu oricât, e o piață liberă, e cerere și ofertă. Oferta era mică, cererea era mare, guvernul trebuia să intervină pe o anumită za a lanțului de la furcă la furculiță. Fiind o piață dinamică și chiar ciclică, numai că acum câțiva ani astfel de lucruri se întâmplă odată la 2-3 ani, acum se întâmplă la 6 luni. Deci piața a devenit foarte volatilă. Deci guvernul trebuia să intervină pe zaua care suferea cel mai mult, puterea de cumpărare a consumatorului și procesarea. Acum s-a universat lucrurile și cred că au început semnale să apară încă de la sfârșitul lunii noiembrie. În octombrie s-au blocat vânzările, au scăzut la lapte consum cu 27-28% și a început să scadă prețul la lapte. Întrebarea e de ce a scăzut prețul la lapte. A crescut oferta. Anunțam că în septembrie, pe 6-8 septembrie, la Varșovia a fost forumul pe lapte pe toată Europa. Am avut și noi reprezentant acolo din partea guvernului. În informațiile care le-am primit atunci, a fost că Ungaria crește producția cu 8% peste necesarul, peste suficiența lor de procesare. Polonia crește producția, toată lumea crește producția în Europa. Plus că ei au avut subvenții mascate, subvenții sprijin de stat încă din perioada pandemică, din 2020. Ce s-a întâmplat în decembrie, ianuarie, februarie? Crescând presiunea pe preț la raft, pentru că veneau produse lactate din spațiu intracomunitar, comerciantul are și el afaceri. Și noi avem afaceri ca procesatori, fermieri au afaceri. Fiecare urmărește să cumpere cât mai ieftin și inputurile și să vândă cu profit. Deci nu am descoperit apa caldă. Și atunci a crescut presiunea pe primul furnizor, să spun așa. Deci am comerciantul aici e prea scump la raft, hipermarketul a căutat să-și caute furnizori cu marfă cât mai ieftină și chiar s-a găsit în Cehia, în Polonia, în Ungaria, veneau și din Europa de Vest tot felul de stocuri rămase nevândute în perioada din decembrie. Eu vă spun într-un hipermarket lapte UHT la 3,5 grăsime, la 3,77 de lei la raft, la un cash and carry. Păi 3,77 când în vară, septembrie, era un 3,2, 3,5 la poarta fermei. Lapte crud. Un instrument care să-i ajute pe guvernanți să prevină astfel de crize în viitor este Observatorul Laptelui, care a fost introdus prin noua lege a laptelui și care urmează să fie transpus și în practică. Sigur, ideal ar fi fost să avem un astfel de instrument și măsuri de sprijin conexe înainte de debutul crizei, astfel încât să nu mai aibă de suferit atâtea mii de fermieri, procesatori și consumatori. Noi trebuie să anticipăm problemele și să vină cu pachete de măsuri în funcție de cerințele pieței. Deci degeaba vorbim acum la jumătatea lunii martie de ce măsuri trebuie să luăm ca să salvăm acest sector zootehnic, vaca de lapte, că noi trebuie să avem aceste pachete gata pregătite încă din noiembrie. Fermierii din Ciortești, județul Iași, sunt supărați din cauza problemelor legate de pășunea pe care ar trebui să-și ducă animalele. Pășunile sunt puține, nemulțumirile sunt dese, iar unii dintre crescătorii de animale au fost nevoiți să renunțe și la jumătate din efectivele de animale pe care le aveau. Primarul comunei declară că sunt 438 de hectare, iar localizarea pășunii naște mereu controverse între fermieri. Reprezentanții Direcției Județene pentru Agricultură Iași, ajunși în zonă, au explicat comunității că se vor da amenzi în cazul în care nu se va respecta planul anual al lucrărilor de întreținere a pajiștilor. Dacă se vor respecta lucrările și cantitatea de azot recomandată de noi prin planul de amenajament pastoral, se va depăși subvenția pe hectar. Subvenția pe hectar. Astfel încât eu vin cu următoarea propunere pentru dumneavoastră. Să suplimentați cu îngrășământ organic. Cei care aveți animale și platforme de gunoi de grajd, că a spus că ați vezi că aveți platforme de gunoi de grajd. Anul acesta emiterea adeverinței APIA pentru subvenția de pășune se va face doar ulterior depunerii documentelor justificative pe anul precedent. Vreau să știți asta acum, să nu avem discuții, că e dreptul meu, că am contract de concesiune.
avem drepturi, avem și obligații, da? De asta unele nemulțumiri vis-a-vis de suprafață, pentru că distanța între trupurile de pășune undeva atinge și 10-15 km, ar fi cumva imposibil să transfere animalele de pe un trup pe altul. I-am sfătuit să concesioneze în vederea asigurării nutrețului pentru iarnă. Nu putem să acceptăm îngrădirea pajiștii cu garduri electrice, pentru că structura și relieful nostru este de așa natură încât trebuie să traverseze de pe un trup pe altul să ajungă la stâna lor, sau iarăși mai este discuția în care într-un trup sunt două contracte de concesiune. Nu poți să faci, să pui gard între animale și da, este acest disconfort. Ovine din ce în ce mai puține, crescători pe care îi numeri pe degete, la fel și numărul gospodăriilor care mai sunt locuite. Aceasta este realitatea sumbră a multor sate argeșene, printre care și Pițigaia din comuna Stâlpeni. Unul dintre puținii fermieri de acolo și-a spus ofurile într-o discuție purtată cu colega mea, Elena Picu. Haideți să-i ascultăm împreună. Deși satul dispune de un islaz generos și bine întreținut, aici pășunează puține animale. Cauzele sunt multiple și, din nefericire, greu de rezolvat. Ce am eu în Pițigaia aici, pe satul meu și asta, că în sat aici mai sunt, nu știu, eu ce am niște oi și mai e un băiat, o femeie care are două sau trei capre, atât. Nu mai sunt vaci, nu mai sunt. Când am cumpărat în 96, erau 25 de vaci care mergeau la islaz. Atunci, în perioada aia, mă duceam pe la Ruda cu ele. Și acum ați rămas singur? Da, da. Putem mai fi și eu, putem mai putea. Când nu... Nu vin copiii să vă ajute? Nu, băiatul e la Pitești, e la mediu. Vine așa, ca, cum să vă zic, vine în vizită. Am o nepoată care îi place mai mult. El nu, nu e cu... Și atunci, cine se duce mai departe cu această tradiție? Probabil că o să se încheie. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, drama dezrădăcinării și a depopulării este accentuată și de alte probleme. Una dintre ele o reprezintă atacurile carnivorelor mari, care în ultima perioadă s-au înmulțit invers proporțional cu numărul crescătorilor de animale din satul Pițigaia, comuna Stâlpeni. A fost și urs, acum sunt niște lupi pe zonă pe aici. Și cum vă descurcați? Uite, le ținem aici noaptea închise, câinii, pe lângă ele dezlegați, latră câinii, să aibă în pat să vezi ce e, ce se întâmplă. Asta e viața. S-a întâmplat vreodată să vă ia? Da, da, da. Și cum a fost atunci? Mi-a luat și ursul de două ori, și lupi. Mi-a luat, atunci avea și capre, avea... Dar de ce credeți că s-au mulțit atât de mult animalele sălbatice? Pentru că lupii nu le dă voie că e monumentul al naturii, se împuște, urși la fel, da, asta. Ca mai toate domeniile, și zootehnia se confruntă cu o altă mare problemă, lipsa forței de muncă. Mână de lucru ați găsit dacă ați avea nevoie? Nu, cel mai greu e probabil să te mai unești cu unul, doi care au vite. Adică, da. Și dacă te unești cu încă cineva, ce se întâmplă? Te ajuți. Suntem doi inși la un anumit câr de oi, e altceva, doi inși, alta, e, una e când e singură, una e când e doi, să-i chinui cu câini, să-ți dea la ușă, cu alea, e greu. În astfel de situații critice, fermierii pot solicita plata unor despăgubiri doar dacă au înregistrate animalele la APIA și dacă sunt crotaliate. Experiențele anterioare i-au învățat însă pe oieri că au de așteptat mult timp până când vin banii și, oricum, spun ei, nu sunt de natură să le acopere pierderea. Primele tomate cultivate în serele din Buzău sunt gata să ajungă în piețe. Roșiile sădite încă din decembrie și îngrijite pe toată perioada iernii s-au copt. Cum aceste trufandale nu se compară la gust cu tomatele aduse din import, prețul va fi unul pe măsură. Și în acest an, primele tomate coapte vin din serele lui Mircea Tatu. Legumicultorul din Cochirleanca spune că primele răsaduri sunt cultivate încă din decembrie, iar pe timpul sezonului rece are grijă să le ofere căldură de care au nevoie. Este multă muncă și o cheltuială pe măsură, însă la momentul recoltării vine și satisfacția. Anul acesta, primele tomate vor fi vândute după 15 martie, adică în aceeași perioadă ca și anul trecut. Cu alte cuvinte, într-o perioadă în care pe piață nu găsești decât roșii din import. Totuși, cine vrea o roșie cu gust va fi nevoit să plătească un preț dublu față de ceea ce pot cumpăra acum.
Mai exact, spune Mircea Tatu, un kilogram de roșii va fi vândut la prima recoltă cu 33 de lei, adică cu vreo 10 lei mai mare decât anul trecut. Chiar și așa, legumicultorul din Cochirleanca nu duce lipsă de clienți. Imediat ce s-a aflat că roșiile s-au copt, comenzile au început să curgă, iar ce nu se vinde de la poarta fermei se vinde cu siguranță la piață de la Râmnicu Sărat, acolo unde va ajunge cu primele legume chiar zilele următoare. Astăzi ne aflăm în localitatea Mocod, din județul Bistrița-Năsăud. Suntem la un fermier mare din zonă, zic eu, la domnul Mircea Cotuțiu, pe care îl salutăm și care îi spunem bine v-am găsit. Bine ați venit la noi! Domnul Mircea, vreau să vă recunosc un lucru, și anume în momentul când am pășit pentru prima dată în ferma dumneavoastră, am întâlnit niște oameni harnici, niște oameni deosebiți, niște oameni care tot ceea ce dumneavoastră faceți aici în fermă, o faceți cu multă pasiune și cu multă dragoste. Hibridul Eterei este un nou hibrid marca Seminis. Este un hibrid de culoare roșie, tot așa o plantă cu creștere nedeterminată. Este un hibrid cu siguranță care îți aduce profit, pentru că produce multe fructe. Sunt undeva la 22 de fructe și am mai și cules. Cresc uniform pe plantă. E o roșie care e vigoroasă, e grea. Cântărește undeva la 300 de grame asta care o țin în mână. Domnul Mircea, avem aici un alt hibrid de tomate gama Seminis Rozi. Se numește Pink ID. Ce caracteristici ne puteți spune la acest hibrid? La hibridul ăsta ai un inconvenient puternic, nu prea poți să consumi fructul fără sare, e deosebit de dulce. E plăcut, e un hibrid reușit. Pleacă bine, fructele sunt tot așa pe etajă, după cum se vede, sunt uniforme, da? Rezistentă la boli, are rezistență la transport. Deși are rezistență la transport, nu are coaja foarte groasă. Cât recoltați de pe o plantă? Cam câte kilograme ar fi pe o plantă ca medie? Păi dacă sunt 30 de roșii, se pune media la 200 de grame. Deci undeva la 6 kg greutate, părerea mea, optimă în zona noastră. Deci o greutate medie de pe plantă undeva la 6 kg? Da. Câte fertilizări? Ne-am făcut puține. Noi facem puține pentru că noi folosim mult gunoi de grajde. Și completăm, doar am făcut analiză la sol și completăm așa unde sunt probleme. Unde sunt lipsuri, carențe. Dar în general folosim și încercăm, ne stăduim să folosim produsele bio. Vă mulțumesc că ați venit la noi, ne-ați călcat pragul. Vreau să vă mulțumesc că existați ca firmă, pentru că folosim de multă vreme produsele dumneavoastră. Apoi vreau să vă mulțumesc pentru apreciere. E adevărat că suntem o asociație familiară, compusă din 4 persoane, eu și copiii, și funcționăm după niște principii simple. Lucrăm împreună, trăim împreună și mai ușor de supraviețuit în vremurile în care, prin care trecem, prin care ne aflăm. Roșiile din Turcia ar putea dispărea de pe piața românească cel puțin pentru o perioadă, în urma deciziei guvernului de la Ankara de a limita exporturile de roșii. Decizia va avea însă un impact serios asupra pieței tomatelor de seră din țările care depind de importurile din Turcia. Vorbim aici în special de Moldova, Georgia, România și alte câteva țări.
Măsura a fost luată pentru a menține stabilitatea prețurilor pe piața internă, după dezastrul produs în urma cutremurelor care au lovit Turcia. Teoretic, țările care importau cantități uriașe de tomate din Turcia s-ar putea aproviziona cu roșii de calitate superioară din Maroc, Iran sau chiar Spania. Însă înlocuirea totală a livrărilor turcești este imposibilă, deoarece aceste țări nu pot acoperi toată cererea. Prin urmare, ne putem aștepta la o creștere bruscă a prețurilor până la sfârșitul săptămânii viitoare în țările dependente de importurile de roșii turcești, așadar și în România. Potrivit unui exportator turc care a dorit să-și păstreze anonimatul, interzicerea exporturilor de roșii ar putea avea un efect de durată asupra întregii industrii turcești a tomatelor. Pe de altă parte, situația ar putea reprezenta o oportunitate pentru legumicultorii români, care și-ar putea livra astfel producția fără concurență, de cele mai multe ori neloială, a roșiilor turcești. Cu toate acestea, fermierii români nu ar trebui să se bucure prea devreme. Există încă o posibilitate de reexport a roșiilor turcești prin Azerbaidjan, țară care, alături de Cipru de Nord și Palestina, nu fac obiectul restricțiilor impuse de decizia Ministerului Agriculturii și Pădurilor din Turcia. Insecticidul este unul dintre produsele esențiale care trebuie aplicate în tratamentele pomilor fructiferi. Dăunătorii care atacă livezile și grădinile sunt numeroși și pot provoca pagube mari, astfel că trebuie să fim pregătiți să-i combatem în orice fază de vegetație. Este important de precizat însă faptul că diferite insecticide acționează în diferite perioade, iar dacă nu le aplicăm atunci când trebuie, nu vom obține rezultatele dorite. Dr. inginer Horia Ghibu vă prezintă cum și când se aplică insecticidul la pomii fructiferi în funcție de gradul de vegetație, într-un material video extras din emisiunea Ce vor plantele. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes. Fermieri. Pesticidele contrafăcute reprezintă o amenințare continuă la adresa sănătății mediului și a oamenilor. Ca fermier, riscați să fiți penalizat și să vi se refuze accesul la vânzare în piață sau în supermarket dacă sunt depistate reziduuri de pesticide ilegale în produsele dumneavoastră. Dacă sunteți nesiguri în legătură cu legalitatea pesticidelor achiziționate, contactați autoritățile, furnizorul, fitofarmacia sau reprezentantul local al producătorului.